Anul trecut, mai exact, 2020 a fost cel mai cald an în Europa, din istoria înregistrărilor meteo, potrivit unui raport publicat miercura trecută de Societatea Meteorologică Americană. De asemenea, 2020 se numără printre cei mai călduroși 3 ani la nivel global. Oficiul meteo britanic care a contribuit la raport a arătat că recordul stabilit anul trecut îl depășește cu mult pe cel precedent. Temperaturile medii în Europa au fost anul trecut mai mari cu 1,9 grade Celsius față de media 1981-2010, interval de referință pentru măsurarea schimbării temperaturilor. Cei mai călduroși 5 ani în Europa s-au înregistrat din 2014 încoace. Raportul publicat de Societatea Meteorologică logică americană mai arată că 17 țări europene au raportat recorduri anuale de temperatură, printre ele numărându-se Franța, Spania, Elveția, Belgia, Norvegia și Suedia. În Arctica, temperatura media anuală anul trecut a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată cu 2,1 grade Celsius peste media 1981-2010. Și în Antarctica a fost căldură extremă. La stația Meteo Esperanza au fost 18,3 grade Celsius pe 6 februarie 2020, cea mai mare temperatură înregistrată vreodată pe continent, peste un grad mai mult decât precedentul record, 17,2 grade Celsius în 2015. Și alte părți ale lumii s-au confruntat cu temperaturi record, inclusiv Japonia, Mexic, Seychelles și așa mai departe. Unele părți din nord-vestul Europei au fost relativ răcoroase anul trecut, potrivit raportului, dar Marea Britanie a atins a treia cea mai ridicată temperatură medie anuală după 2014 și 2006. Ei bine, în episodul de astăzi o să vedem ce se mai întâmplă chiar acum cu vremea și de ce acest lucru va da naștere unor fenomene meteo absolut inexplicabile, deci să trecem la episodul de astăzi. Pandemia a încetinit activitatea economică pe globa anul trecut, ceea ce a condus la o reducere de 6-7% a emisiilor de dioxid de carbon. Dar cu toate acestea, raportul a descoperit că concentrația globală de gaze cu efect de seră a ajuns la un nou record în 2020. Raportul de față se adaugă celorlalte dovezi că schimbările climatice provocate de om afectează fiecare parte a globului, dar nu toate regiunile se confruntă cu schimbări de aceeași magnitudine, a declarat Robert Dunn, meteorolog la oficiul meteo britanic și contributor la raportul publicat. Emisfera nordică s-a confruntat în această vară cu fenomene extreme provocate de schimbările climatice, valuri de căldură și incendii în Grecia, Turcia, Italia, Franța, în timp ce Germania, Germania și Belgia s-au confruntat cu inundații masive în iulie. Serviciul de monitorizare a atmosferei Copernicus a avertizat luna aceasta că regiunea Mediteranei s-a transformat într-un focar de incendii care au aruncat în atmosferă cantități imense de poluare cu fum. Statele Unite ale Americii și Canada s-au confruntat și ele cu incendii puternice vara aceasta. Liz Bentley, directorul în cadrul Societății Regale de Meteorologie, a declarat că raportul privind anul 2020 surprinde realitatea și este o dovadă în plus că clima se schimbă. 2 grade poate să nu semne foarte mult pentru omul obișnuit de pe stradă. S-ar putea să nu simți o diferență de 2 grade dacă ieși afară, dar această schimbare mică în media temperaturilor provoacă o schimbare semnificativă în frecvența și intensitatea unor fenomene de meteo, în special în cazul valorilor de căldură. Aceste valuri de căldură extreme apar mult mai des, iar când apar, durează mai mult, a mai arătat Liz Bentley. Raportul arată că chiar dacă limităm încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, așa cum stabilește acordul de la Paris, creșterea de temperatură în multe părți ale lumii, în special deasupra uscatului, depășesc cu mult 1,5 grade Celsius, a notat Michel Byrne, lector în științele climei la Universitatea St. Andrews, un raport al organizației. Națiunilor Unite privind schimbările climatice, publicat luna aceasta, a concluzionat că temperatura medie globală este deja cu 1,2 grade Celsius mai mare decât în epoca preindustrială, iar eforturile trebuie îndreptate în prevenirea creșterii cu mai mult de 1,5 grade Celsius. Documentul mai arată că omul este, dincolo de orice echivoc, cauza acestor schimbări climatice. De asemenea, schimbările climatice provocate de oameni cresc probabilitatea de apariția pe precipitaților extreme și în consecința unor inundații precum cele care au afectat vestul Germanilor la trecută. În condițiile climatice din prezent se preconizează că o regiune din Europa Occidentală să fie lovită de un astfel de eveniment devastator odată la 400 de ani, cu aproximație au estimat oamenii de știință. Întrucât temperaturile medii continuă să crească, episoadele de ploaie ambudente devin mai frecvente. Dacă temperaturile vor crește cu încă 0,8 grade Celsius, frecvența unor astfel de fenomene va crește la fiecare 300 de ani, iar intensitatea ploilor torințiale va spori de asemenea. Oamenii de știință au analizat o regiune care a inclus Franța, vestul Germaniei, zone din estul Belgiei, Olanda, Luxemburg și nordul Elveției, încercând să afle care este probabilitatea ca o întreagă zonă să fie afectată de ploi torențiale extreme și în ce grad fenomenul este influențat de creșterea temperaturilor la nivel global. Probabilitatea unor astfel de dezastre a crescut cu un factor cuprins între 1.2 și 9 în comparație cu finalul secolului al 19-lea, iar cantitatea maximă de precipitații este mai mare cu 3% până la 19%. După analiza tuturor dovezilor disponibile, se poate afirma cu un grad ridicat de certitudine că schimbările climatice antropice au crescut probabilitatea și intensitatea ca un astfel de eveniment să aibă loc, iar astfel de schimbări vor continua într-un climat care se încălzește rapid. Au mai Autorii. Studiul a fost realizat ca parte din proiectul World Weather Attribution Initiative, care analizează efectele posibile ale schimbărilor climatice asupra fenomenelor meteorologice extreme. Directorul executiv al ANME mai spune că unele schimbări în sistemul climatic sunt foarte puțin probabil reversibile, însă pentru menținerea actuală a condițiilor climatice e nevoie de măsuri urgente, iar una dintre ele o reprezintă limitarea emisiilor cu efect de seră. Am simțit din mai multe cauze temperaturi mult mai ridicate noaptea și în România, de exemplu, au fost durate foarte mari cu temperaturi ridicate. În ultima decada lunii iunie au fost temperaturi de peste 30 de grade cu mici pauze. Masele de aer tropical ajung și în țara noastră. Din 2017 nu am mai înregistrat temperaturi de 40 de grade. Vara aceasta se evidențiază clar prin numărul mare cu temperaturi foarte ridicate. Unele schimbări în sistemul climatic par deja a fi puțin, probabil, reversibile. Și aici se discută despre faptul că oceanele devin tot mai acide deci prin creșterea temperaturilor apelor oceanilor, puțin probabil să prevină foarte ușor la stare inițială în viitoare sute de ani, la fel și extinderea ghețarilor. Este foarte puțin probabil să se revină la ce era înainte de 1900. Cifrele din acel raport sunt extrem de îngrijorătoare. Se vorbește despre faptul că ultimii 10 ani au fost cei mai călduroși din ultimele mii de ani. Speranța este că dacă măsurile vor fi luate foarte rapid, vor reuși să ne menținem la acel prag de 1,5, ceea ce înseamnă în linii mari obținerea unor condiții climatice asemănătoare cu ce avem acum, luând în considerare faptul că numărul fenomenelor extreme va fi în creștere. Încă ne putem păstra un stil de viață ca acela pe care îl cunoaștem, în condițiile în care vor fi luate urgent măsuri, a mai spus directorul executiv al ANM. Cam atât a fost și episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă nu de like și de subscribe, de asemenea vreau să vă întreb voi ce părere aveți despre aceste schimbări climatice și despre fenomenele extreme care au avut loc în această vară. Din păcate, vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să la canalul secundar de YouTube, ai link în descriere și de asemenea un follow pe TikTok și unul pe Instagram pentru un nou conținut. Ar fi absolut fantastic. Ne zic cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.